Sâmbătă seara a fost roast party în casa Mireasa, iar Raluca și Ion Șaulescu au dat tonul distracției. Bună seara tuturor! Vă salut, țărumâna, vă pupă toți! Mamă, câtă energie aveți! Nu știu dacă mă știți, mă cheamă Ion Șaulescu, sunt un nebun în sezonul 4, eu... Nu s-a înțeles mai nimeni cu mine cât am stat aici în casă, dar mă bucur că am fost invitat din nou, pentru că, na, cu toate că am fost nebun cu capul, mi-am găsit jumătate aici și nu mă așteptam, sincer, că am venit doar să apar la televizor, eu nu stau în sor. Serios vorbesc și cumva viața a făcut până la urmă tot să mă îndrăgostesc, cumva, nu știu cum a făcut soția mea, dar îi mulțumesc frumos. Cum sunteți? Bine! Cum e în casă, știi, doar? Sigur, sunteți bine că eu m-am uitat la emisiune în ultima perioadă. Cum si cum să? Noi suntem bine, că tot a întrebat cineva. Suntem mai bine acum. Și sperăm să reușim să facem o seară frumoasă alături de voi. Îl avem în această seară invitat pe un om cu adevărat bun în treaba asta a rostului și a stand-up-ului. În aplauzele dumneavoastră în această seară, Dan Țuțu! Bună seara, bună seara, dragilor! Mulțumesc, Ioane, de prezentare. Ce faceți, dragilor? Mare plăcere, te las să... Ia uite, bă, tată. Am devenit deja un obișnuit al casei Mireasa. Dar cred că mă invită că au aflat că sunt la a treia nevastă. Și da. Uite, eu cu stand-up-ul fac de 6 ani de zile. Anul ăsta chiar se fac 6 ani de când m-am prezentat în emisiunea Ai Umor. Și uite-te unde m-a adus. Dar râde lumea de mine. Dar întotdeauna trebuie să faci ceva cu plăcere. Nu credeam vreodată să ajung aici, nu credeam vreodată să văd nu atât țara mea, cât și în străinătate. În Spania, de exemplu, a fost cineva în Spania? Uite, aveți tot dreptul să mă contraziceți. Când am aterizat la Madrid, m-au luat organizatorii și m-au plimbat pe străzile din Madrid. Tată, autostrăzi de intri în oraș, de ieși din oraș, te duci în cartiere. Am trecut pe sub un pod, pe sub un pod în Madrid, în centrul Madridului. Știi ce mi-a zis șoferul? Știi ce e sub noi? Zic ce? Tren. Și sub tren? Metrou. Mă credeți că mașină vreau să-i întreb și sub metrou ce? Sunt vapoare? Sunt marinari? Ce avem aici? Am fost în mai multe țări, n-am venit să mă laud, dar vreau să vă spun în felul următor. Am întrebat românii din diaspora. Oare ce servicii au ea? Ce e așa de fabulos față de țara noastră? Păi și mi-au spus serviciile medicale. Cred că oarecum sunteți de acord, într-adevăr, la privat te duci dacă ai bani. Logic, nu? Eu am 3 băieți și s-au născut toți la stat. Am un prieten care mi s-a lăudat că nevasta a născut la privat. Și l-am întrebat, ce faci, mă, am un băiețel. 300 de milioane m-a costat. Bă, trei Varneamu, când mi-a zis că l-a costat 300 de milioane o naștere, n-am putut să mă abțin și l-am întrebat. Dar ce a născut, bă, o creșă? Ce a făcut, mă? 300 de milioane, voi vă dați seama, 300 de milioane, pe mine m-a costat 600 de lei doar ca să mi-l șteargă. Îți dai seama că la spitalul privat 600 de lei era doar taxă, că m-am gândit să-i pun nume. Adică, bă, tate, e prea mult. Eu am avut o problemă. Și m-am dus la urgență, când înțelegi urgență. Nu înseamnă că te preia. Te preia din prima. Și am fost la urgență, într-un spital județean. Am intrat cu nevastă, mi-a zis, gata, bă, ăștia sunt pe mine. A venit cu mine în salon. Mai era un salon două persoane, doi pacienți în vârstă. Dar erau unul într-o parte, unul într-o parte. Cred că se certasele, că bătrânii au idei diferite. Și atâta mi-a zis, în patul acesta să te așezi. Bă, m-am uitat la pat. I-am zis cu coane, eu nu mă pot așeza pe patul ăsta, că patul ăsta e plin de istorie. Ea făcea, de ce? Păi nu te uiți la el cât e de vechi, cât e de milenar, așa și... De ce nu te așezi în el? Pentru că patul ăsta, eu trebuie să respect, are istorie. Patul ăsta, l-au găsit constructorii și au făcut spitalul în jurul lui, fițar patul. Schimbă-mi așternutul, cum să mă așez în patul ăsta? Mi-a zis, n-am cheile de la magazie. Zic, le am eu. I-am zis, nevastă mi-a dă-i 20 de lei. Ia și de ce? Așa se deschide prost, că la 20 de lei face oameni. Și cu asta, dragii mei, sunteți minunați! Sper să nu mă încurc tare rău de tot, toate că o să o fac la un moment dat. Și o să încep așa direct, am fost și eu concurent așa ca voi și mi-a plăcut, mai mult sau mai puțin.
stau și în Pantelimon, sunt venit în Pantelimon și treaba asta nu m-a ajutat deloc aici la emisiunea asta. Pentru că de acolo de unde vin eu, lucrurile stau total diferit, frate, decât ce se întâmplă aici. La un moment dat, făceam sala aici cu mai mulți băieți după primele 3-4 zile și o văd pe, cu mătra, pac, între jaluzelele alea acolo și zic, hei, și ea la un moment dat, hei, și tu, și nu știu ce. Și mai trec câteva zile, ne deschid și nouă ușile, ne lasă să stăm mai mult unii cu ceilalți. Vorbesc cu ea vreo 2-3 zile și după vreo 2-3 zile, pac, pupic pe gură mie. Zic, mamă, a doua zi te iubesc. Zic, nu se poate așa ceva, e țeapă de-n partea la emisiune, e ceva ce eu nu trebuie să trăiesc. Asta mă gândeam, vă dați seama, mă văd tovarășii de acasă, mă vede tata, mă vede mâncația, și mi-a sunat, te iubesc și gata, m-am topit tot. Așa că am decis să fac cel mai bărbătesc lucru posibil. Am luat-o, am vorbit cu ea, i-am zis că e super ok și că e frumoasă și că îmi place de ea și în live i-am zis că ne despărțim. Și ne-am despărțit în live și aia a fost tot, și aia a fost toată treaba și ne-am reîmpăcat și după aia parcursul în casă a fost unul mișto. Așa că m-am concentrat mai mult asupra relației cu soția mea și relația a tot avansat, a tot avansat până la un anume task. Nemernic, ar spune unii. Alții ar spune ideal, unul cu cătușe. Ați avut și voi task cu cătușele. Nenorocit e task. În mintea iubitei mele, cătușele alea a însemnat gata relația noastră. Adică în momentul în care eu am tras involuntar și fără să vreau ultimul bilețel pe care scria, fără să știu eu, Amalia, de ce ai tras bilețelul cu Amalia? Zic, viața mea are 1,80 m și ceva, n-am cum să mă apropii, orice ar fi între noi, nu poate să existe treaba asta. Și nu am reușit să o conving. Ea tot s-a supărat și mai târziu și-a făcut gesturi cu unul. Dar nu mai țin nimica. Așa că din nou am procedat bărbătește, am așteptat live-ul și i-am zis, gata relația noastră. Dar să vedem ce au pregătit concurenții. Așa că Irina spărgea gheața. În aplauzele dumneavoastră, vă rugăm frumos, Irina ne prezintă numărul ei de stand-up. V-ați întrebat vreodată care este vocația voastră în viață? Ce job să alegeți? În ce domeniu? Încotro să o luați? Da, ne-a gândit-o altfel. Germania, 5-6 copii și ajutoarele statului. Poate am muncit prea mult în altă viață, cum ar spune Antonio. Dacă Dani ar scrie o scrisoare mamei sale, ar începe cu dragă tată. Lasă că Diana te iartă. Ați văzut vreodată un gangster fără ego care în viața anterioară a fost femeie? Salut, Antonio! Să salutăm și pe Maria, oriunde ar fi ea, un gest de omenie. Fata cu principii de viață, care niciodată s-a certat de la mâncare, care își valorifică timpul de calitate, ajungând apoi a cincea roată de la căruț. De ce? Nici noi nu știm. Probabil motivul este inflația. S-au scumpit și legăturile de zarzavat. După un colț de stradă, se zări un nas. Hopa și Antonio, după un sfert de ceas. Antonio, Armando, aka Creier, înțelept, cu dragostea la zi, dar zilnic de altă fată. Asta e, ce să-i faci, dacă n-au rezistat cârligele pe sfoară? Cu toții știm povestea Alba ca zăpadă. Singura diferență între Alba ca zăpadă și Simona este că Simona are un singur pitic, pe musulică. Andrei, numit și Ghinion, omul priceput în toate. După ce repară el un lucru, îi mai rămân și câteva piese în plus. Roberto, valutist convins și taximetrist fără bani. Vă știți că uneori în viață Dumnezeu îți dă, dar îți și ia. În cazul Roberto nu i-a dat nimic, doar i-a luat. Mâini rupte, picioare rupte, degete rupte, dar măcar s-o întreagă. Băi, ai grijă! Băi, ai grijă că dacă îți rupi și limba, rămâi impotent 120%. Anemona! Știi că eu, ca să ajung aici, am avut nevoie de viză. Mi-a luat ceva timp. Ții cât ți-a luat să-i convingi pe a tăi să-ți fac procură ca să poți fi aici? Hatici! Cu toții știm că ți-ai pregătit rucsacul în caz de logodnă. Avem și noi o întrebare.
Și tu, Petru, tot cu rucsacul să te bagi. Mihai, de cât mai ai nevoie să o ceri pe femeia asta de nevastă? De gătit îți gătești, de călcat îți calcă și cămășile grele și cele ușoare. Schinarea și-o rupt-o, tot cade spre căsătorie, marș arogantule. Vă mulțumesc că asta e tot. Da, cred că o să le vedem cam pe toate. Mă rog, sau mă rog. Da, pe toate? Mhm. Bunuț. Au fost 80% Ionuț. Două. Da? Eu le ziceam în continuu. Irina a reprezentat grupul format din Vlad, Cătălina și Și doamna Ana. Ok. Cum s-a născut? Ia. Îmi spuneam o idee, continuam, după ștergeam. Eu cu Vlad m-am implicat cel mai mult. Eu făceau glume și eu ziceam că nu-s bune să le știu. Iar nu era de acord cu nimic, că nu, că jignit. Că jignit, da. Dar n-am jignit, am fost ok. Da, vi s-a părut dificil? Cât, da, adică cât v-a luat să-l scrieți? În ultima seară eu nu mai aveam nicio idee, că deja eram stresat că trebuie să plec a doua zi, dar... Mă rog, tu te gândeai că, aoleo, ce treaba am eu și stau acum... Oricum, cel mai mult am scris în prima seară. Da. După am transcris, am mai șters... Când s-a enervat doamna Ana și-a zis că eu nu mai stau lângă voi. Dar de ce v-ați enervat, doamna? Că era scriam despre Andrei. Simona, da, și zicea că nu... Că nu... Da, asta vedem... Asta vedem după pauză. Dar cum, uite, cum ți s-a părut, Antonio? Gluma despre tine, o să vă întreb pe fiecare. A fost bună. Nu, chiar mi-a plăcut și cum le-a povestit și cum pauzele, i-am zis. Eu stăteam lângă ea și ziceam, mama, am niște emoții, să vezi ce fac, că nu o să fie bine. Și după aia îmi spunea să urmez eu după aia și am zis, nu, ai fost prea bună, eu nu intru. Acum okay. Nu se de nimeni la ale mele. Și l-am s-a părut. Andrei? Ai început okay? Să înțeleg să iar. Te-a deranjat ceva? Nu, să mă deranjeze. Anemona, Maria, acum că, na, ai auzit și tu, v-a deranjat ceva fetelor? Pe mine absolut deloc. A avut și carismă, a fost, chiar mie chiar mi-a plăcut. Dani? Nu. Doamna Loredana? Păi, da, nu știu, a zis ceva de mine? Abar. Cu dragătate. Da. Acu, da. A, așa. Hatice, Mihai? A fost bună, Irina. Da? Chiar a fost bună. Nu știu, vouă, cum vi s-a părut? Nu, asta, task-ul ăsta. Ah, interesant. Doar că greu. Greu. Da, fain. Eu nu m-am implicat. Complicat așa. Dacă n-ai făcut niciodată acum, probabil dacă n-am mai face încă o dată, am ști exact cam cum să o ducem. E, dacă mai veni sezonul următor, s-ar putea să știți. S-ar putea să știți și o să curgă altfel glumele. Da. Bine. După pauză o să vedem și